noi, Paula Trofin este din Iași și este internată în acest moment cu noul coronavirus la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență, Paula Trofin. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc și eu. Care este starea de sănătate acum? Cum te simți? Și aș spune, în debutul acestei discuții, pentru cei care spun că poate nu cunosc o persoană care să fie infectată cu noul coronavirus, pentru cei care zic eu nu știu pe nimeni care să fie avut acest virus, să spunem că noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, am fost colege de facultate și chiar ieri aveam o discuție aici în platou, vorbeam alături de colegii mei Claudiu Pândaru și Andreea Georgescu. Ei, iată, din nefericire, cunosc persoane care să fie infectate cu noul coronavirus, mi-aș fi dorit să nu fie nimeni din jurul meu. Sper că ești bine. Cum te simți? Nu prea avem cum să mai fugim de acum. Eu mă simt bine. Am 3 zile de spitalizare. La mine simptomele nu au fost cele obișnuite. Adică am avut doar 2. Oboseală maximă. Credeam că e de la căldură. Eu fiind deja în izolare la domiciliu. Și apoi probleme de respirație. M-am panicat și am sunat la 112, ținând cont de faptul că intrasem în contact cu o persoană confirmată. Nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare, nu am avut tuse, nici dureri în gât, nici febră. Adică m-a afectat direct la plămâni. Și deocamdată sunt pe tratament, răspund bine tratamentului. Ce pot să le spun celor care nu cred sau care spun că nu există? Există. Că a fost eliberat intenționat, că mama natură l-a creat, nu mai are nicio relevanță. Ideea este că se află pe tot pământul, ne afectează pe cei mai sensibili și trebuie să fim mult mai atenți decât credem noi. Să avem mai multă grijă de noi și de cei din jur. Acum spui că te simți afectat în sensul că plămânii ți-au fost afectați, da, urmezi da. Un tratament în spital, dar cum, da. Care este starea ta în sensul în care respirația ta acum? La început am venit cu probleme respiratorii, nu am avut nevoie de oxigen, m-am descurcat singură, acum sunt mult mai bine. Ideea este că, uite, noi suntem 7 în salon, fiecare are schemă separată în funcție de ce a ieșit la analize, în funcție de anumiți parametri. Fiecare are alt tratament. Asta m-a fascinat, că e cumva personalizat fiecare tratament. Și mi se pare o luptă uriașă, cei pe care o fac medicii aici. De ce te teme acum cel mai mult, Paula? M-aș bucura să trec peste, să îmi formez anticorpii și să nu mă mai îmbolnăvesc. Dar nimeni nu poate garanta că nu mă pot reinfecta. Mă tem și pentru fetița mea, că e acasă cu soțul meu în izolare și sunt asimptomatici, dar și sper să rămână în continuare. Încă n-au făcut testul. Dacă n-ai simptome, nu-ți face nimeni test. Doar dacă ai simptome. Și nu mi se pare ok. Ai cerut să fie făcut testul și pentru ei? Sau da, de la DSP mi s-a zis doar dacă sunt simptome. Asta în condițiile în care le-ai spus că tu ești infectată. Normal, că ei m-au anunțat, de fapt. Ei m-au sunat să-mi confirme că ai ieșit pozitiv. După aia ne-au transmis și medicii din spital. În DSP-ul ei sună clopoțelul prima dată. Și cum s-a luat decizia ca tu să fii internată în spital? Am sunat eu la salvare, dar nu puteam respira. Am sunat la 112, am venit, m-au luat la UPU, mi-au făcut acolo toate testele, analize, computer tomograf, la inimă și după aceea m-au, în funcție de computerul tomograf, că a apărut acolo o imagine de geam mat și se specifica că e o formă de coronavirus, dar se așteaptă și analizele exudatul nazal și faringian, atunci m-au transferat la infecțioase. Și în aceeași seară am primit și rezultatul și m-au mutat pe salon. Te-au explicat medicii cât de afectați sunt plămânii tăi acum? Da, e o afecțiune medie, nu e gravă. Dar n-am simțit-o, adică s-a întâmplat atât de repede, fără simptomele alea de care vorbește toată lumea. Adică asta, cumva, credeam că s-a simptomatică și am scăpat. Dar fix pe ultima 100 de metri... Te-ai gândit vreo clipă că s-ar putea să ajungi la terapie intensivă? Când am văzut că nu pot să respir, m-am panicat, ce-i drept, dar mi-am dat seama că nu e foarte greu și că trebuie să sun la salvare până nu e prea târziu. Cum ți se pare situația din spital? Spuneai că ești internat într-un salon cu încă sunteți 7 persoane în total, da, în acel salon. Da, aici doar cu coronavirus sunt în toate saloanele. Și cum arată lucrurile din spital? Eu sunt cea mai tânără din salon, dar sunt saloane unde sunt și copii.
Și eu de la un copil am luat, adică... Infectați cu noul coronavirus. Da, adică știi de, da. Știi de la cine ai luat? Da, da. Eu sunt educatoare și o fetiță de la mine din grup a luat de la bunica ei. Și bine, s-au luat toate măsurile imediat, toată lumea din grădiniță, în izolare, acasă. Dar mă așteptam să iau la un moment dat, nu ne putem ascunde sub pat. Adică trebuie să lucrăm, să mergem înainte cumva. Medicii, cum sunt? Ce spun ei? Ei sunt foarte prietenoși cu noi și ne încurajează și ne determină așa să fim optimiști. Dar mai pot? Foarte mulți dintre ei vorbesc de faptul că sunt epuizați. Foarte greu, sunt epuizați, da. Deci cred că numai Dumnezeu îi ajută să simtă pulsul prin trei mânuși și să reușească să se ocupe de toți. Te întreb pentru că tu ai fost o bună bucată de vreme și jurnalist și ai făcut foarte multe reportaje în multe spitale. Am lucrat în presă, da. Și știu că erai obișnuită cu spitalele așa cum arătau ele înainte de pandemie. De asta te întreb cum ți se pare că arată acum spitalele, cum sunt medicii acum? În prezent, mulțumesc Dumnezeu, nu am mai stat în spital. E primul în care sunt internată. Nu știu cum sunt celelalte, dar aici este foarte ok. Adică am toate condițiile. Și sunt mulțumită absolut de tot. Mulțumesc tare mult. Paula Trofin este o tânără din Iași care a fost infectată cu noul coronavirus. Se află internată în spitalul de boli infecțioase. Povestește experiența ei pe care a avut-o din momentul în care a aflat că este infectată și până în prezent. Ne spune de faptul că trebuie să avem foarte multă grijă și de faptul că acest virus există pentru cei care nu cred în existența lui. Iată că sunt oameni care vorbesc direct de pe patul de spital.